Bună ziua! Televiziunea Nova vă prezintă o nouă emisiune. Am început cu acel filmuleț să reamintim puțin anii în care echipa noastră aduna zeci de mii de spectatori în tribună cu stadionul plin, după cum ați văzut, și ce atmosferă. Asta pentru că invitații mei de astăzi sunt doi oameni care au făcut parte din acel peisaj și meci de meci veneau la meci la Steagul, încurajau, ați văzut ce atmosferă, ce să mai, nici nu avem ce să mai spunem, că vreau să spun când credem că mai vedem. Dar asta o să venim și o să mai discutăm. Invitații mei sunt domnul Mircea Brândușel, bine, și domnul Pinu Cercel. Bună ziua, vă mulțumesc. După rețele de socializare, invitația. Și asta cred că îi cunoașteți. Cei care țin cu Steagul nici nu mă gândesc să nu-i cunoască. Și vom discuta astăzi în principal despre ce s-a întâmplat cu echipa Fanion a Brașovului și ce urmează să se întâmple, pentru că lucrurile au luat o întorsătură nu ciudată, dar așa negândită de nimeni acum câțiva ani, deci nu o să gândea nimeni că se va întâmpla ce se întâmplă în zilele noastre, dar asta e situația, trebuie să o înțelegem, să o digerăm și să încercăm să facem ceva în sprijinul fotbalului brașovean. Deci bine ați venit, în primul rând. Mulțumim de invitație. O să începem așa, lapidar puțin, o să vă întreb cum ați ajuns să vă placă fotbalul și cum ați ajuns să susțineți cu atât patos și interes echipa noastră. Primul meci al echipei dragi nouă, da, l-am văzut în 1961-62, cam așa ceva. Păi atunci a fost anul în care s-a câștigat Cupa Balcanică. Atunci am văzut primul meci, da, pe tractorul. Tractor, zici, bă, da. Mi-aduc aminte, în poartă era Haidu. Carlic, da. Da, Haidu era portar. Da. Era Lulu Naftănăil, o echipă frumoasă, o echipă, era domnul Silviu Ploieșteanu, antrenor. Da. Știți că e pe locul 3 în lume la longevitate în ceea ce privește conducerea unei echipe? Da. După Ferguson și Giru pe primul loc, Ferguson și urma domnul Silviu Ploieșteanu. E la bătaie acum cu Wenger. Și vedeți, dumneavoastră, și Silviu Ploieșteanu, el nu a fost brașovean. Nu, este oltean. A fost oltean. Așa? Și uitați, a fost, da, atâta timp a stat lângă această frumoasă echipă. Da. Da, a avut o contribuție majoră în prima echipă de aur a Brașovului. O contribuție majoră, pentru că acolo știți ce fotbaliști au fost, cu Fusulan, cu Proca, cu David, cu Hașoti, cu Mezaroș, cu Hidișan, cu Campo. Trece toată emisiunea, dacă îi spun. Da. Și de atunci, știu că primul meci atunci l-am urmărit. Deci, domnul Gabi, sunt mândru că sunt născut în 1961. Așa, mulți înainte. Anul în care Steagul a obținut cea mai mare performanță. Da. Poate că acesta a fost un destin. Singura cupă. Da. Singurul trofeu. A fost un destin. Da. Cel m-a determinat. Dacă vorbeam noi că trebuia să vă spun al treilea nume, Steagul. Da, să mă poreclească, să-mi pună numele de Steagul. Da. Și primul meci la care am avut onoarea să particip a fost, nu știu, pe un semn divin, la meciul de cupă UEFA cu Beşiktaş Istanbul. Aveam 13 ani. De referință. General am făcut-o la școala 14, pe strada lungă, și am văzut foarte multă agitație la vremea aia. Și am zis, mă, ceva se întâmplă, e un meci important. Cu a doua mare echipă a Steagului. Și am plecat spre stadion și am avut norocul că era
foarte multă lume, mi se face pielea găină, trăiesc, văd momentele acelea și un domn de treabă m-a luat de mână și m-a băgat în stadion și vă spun cum am văzut meciul. Nu mai știu că era, nu aveai loc să cazi. Și după care îmi amintesc foarte bine sfârșitul meciului, nu după ce am văzut secvențe pe YouTube care m-au... Dar începuse lumea la un moment dat să plece. Da, era 85. Și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. 85-0-0. Și atunci am avut așa o premoniție, am avut așa o scânteie interioară și am zis asta e echipa de care... Da, să știți că au plecat puțin. Au plecat puțin. Marea majoritate au rămas și au savurat cele trei goluri. Și după care... M-au întâlnit cu unul din ei care a scris un gol. Care a scris, da. Și după care încet, încet, cu ceartă din partea părinților, nu te mai duce. Eu tot plecam și încet, încet a prins drag de această echipă. Și voi rămâne alături de această echipă, indiferent de ce se va întâmpla, până la decesul meu. Această echipă care? FC Brașov, care deocamdată s-a... Dar urmează o altă nouă echipă care va... O să venim și o să discutăm. Care va purta tradiția lui FC Brașov. Deci asta. Și după ce am suferit în perioada aceea, 76-81, când am stat mult timp în Liga a doua, după care a fost promovarea cu domnul Proca, și încet, încet, meci de meci, am lipsit cât am fost în armată, dar eram conectat la ceea ce se întâmplă. Da. Cam... Deci echipa până în 2017 a fost, hai să folosim, plină de tradiție, cu jucători care au trecut pe aici imenși. Da, foarte. De-a lungul anilor, deci jucători care erau pe buzele cel puțin al tuturor brașovenilor, dar erau și în afara Brașovului. A mai fost un meci de referință cu Rapidul, 1-3-4-3. Deci au fost niște perioade extraordinare cu echipa aia mare. Așa. Ce vreau să vă întreb acum? Vă rog. Să-mi spuneți dumneavoastră care credeți că au fost cauzele desfințării acestei echipe. Încep eu sau... Eu cred foarte... Adică sunt sigur, nu cred. Da. Dar îi rostesc numele, domnule. Este Nicolae. Domnul Nicolae a dus echipa unde a dus-o împreună. Deci a dus-o și pe culmi. Și acum vreți să spuneți că a și prăbușit-o. El a prăbușit-o, deci, da. Deci împreună cu Dinu Vamă. Deci l-a adus pe Dinu Vamă. Asta în 2007. În 2007, când a fost și Lucescu antrenor aici. Lucescu a venit după aia. Da, după aia. A venit Vamă cu un buget în divizia B de 4 milioane și ceva de euro. Da, da. Vă referiți la promovare? Când au promovat? La promovare, da. Păi tot Vamă era și și-a asigurat... S-au cheltuit bani mulți la alcătuirea lotului, că s-au dus o întreagă echipă de la Rapid. Deci a dus echipa, întreaga echipă de la Rapid, cu sume mari. Sume foarte mari, deci, foarte, foarte mari. În primul rând, o cauză este managementul defectuos al echipei. Da. După aceea venirea la echipă pe lângă personajul negativ a unor oameni care habar n-aveau despre sau au venit să-și ia banul și să plece. Asta era interesant, să nu prea cunoască felul. Să-și ia banul și să plece. Da. Steagul a avut lot de jucători în anii aceia fenomenal. Bun, foarte puteam, deci puteam să ne batem la tic. Da. Am curaj să spun lucrul ăsta. Dar încet, încet, văzând că la Brașov se vrea performanță, au apărut personajele care management prost, după aceea jucători aduși pe sume mari de bani. După care, încet, încet, sacul s-a golit, nu s-au plătit datoriile, jucători, contracte. Nu s-au plătit taxele la stat. Clar, contractele, s-au acumulat datorii foarte mari, domnul Gabi. Știți de ce, domnul Cizel? Pentru că
venise legea asta, deci dai 100.000 la jucători, trebuie să mai plătești aproape încă 100.000 la stat. Deci încă, încă un aspect. Deci Brașov a avut tot timpul jucători proprii, din pepinieră, talentați. Au fost aduși jucători mercenari care au venit, au stat câteva etape sau, mă rog, un sezon, au plecat. Da. Buzunare pline, să rămână, am plecat. Sau dacă echipa a avut o perioadă în care a început să patineze, jucătorii așa ziși, da, jucători de ăștia cu fițe, da, și-au luat viteză. Da, mă scuzați pe ce termen. Au plecat pur și simplu. Așa și an de an, rezultate nu mai erau. Da, dar s-a adunat datoriile. N-a fost continuitate la echipa tehnică, deci s-au perindat după dumneavoastră o sumedenie de antrenori. Ați văzut ce moto am eu la pagina de Facebook? Deci o sumedenie de unde este continuitate sunt și performanțe. Deci, corect, s-au perindat tot felul de antrenori la echipă care au venit, au stat, au plecat, au luat banii, au fost pe lângă personajul negativ. Alte personaje care periuță, așa, plecăciuni, că el era, acest personaj a fost, bineînțeles, în afara fotbolului. El nu știa, nu era din fenomen. A fost influențat. Și după aceea a fost, exact, a fost înconjurat de persoane, după care se știe bine, steagul de la an la an s-a chinuit. S-a chinuit. Spectatorii au plecat de lângă echipă, am rămas numai cei care pur și simplu, care am fost trup și suflet lângă echipă și încet cei mai pătim, așa, n-am rămas. Putut face nimic mai mult ca să împiedicăm. Da, exact. Ceea ce s-a întâmplat la echipă. N-aveți cum. Și o zi tristă, pe lângă o zi bucuroasă de care vă povesteam, când m-am născut, evident, și când steagul alat a bătut Beșiktaş, o zi tristă pentru mine, a fost ziua în care steagul nu s-a înscris în campionat în Liga a doua, FC Brașov. Adică acum deci câteva a fost zile. O zi tristă. Da. Acum câteva zile. Nici s-a întâmplat. Și deci pe lângă steagul, nicio echipă din Brașov și județ nu avem nici în Liga a doua, nici în Liga a treia. Avem în Liga a treia de avem Brașov, nu, nu din Brașov. A, nu. Deci nu avem nici măcar, deci sperăm să avem trei în Liga a patra. Da. Una va fi sigur dacă vor vrea. Una este alta dacă vor vrea care... alții și iar a treia dacă o acceptă AJF-ul. Corect. Deci așa. În Liga 4. Așa. Da? Și după care am ajuns, iarăși a fost o perioadă foarte neagră, aceea cu Loțica, a dus antrenorul acela de bandadă, se începea un tur cu niște jucători, cu un lot de jucători, în retur alt lot de jucători. Nu mai înțelegeai nimic, veneau, plecau. Din 2008 aproape, poate exagerez, dar era o echipă în tur și alta în retur. Exact, exact. Eu dacă vă pun pe dumneavoastră, care nu, sunteți unii dintre cei mai pătimași suporteri, nu, eu nu cred că îmi puteți spune o echipă din 2009. Nu. Din 2009, poate o spuneți. Nu. Zic 2011. Da. Pe cuvânt, acum o spuneți. Da, aveți dreptate. Și asta s-a întâmplat. Și jucătorii talentați ai Brașovului au fost dați prin ligile inferioare. Crescuți de steagul. Au fost și talentați, jucători talentați. Cum să nu? Au fost trimiși la ligile inferioare să joace și veneau mercenarii și jucau la Brașov, nu-i interesa de ce se întâmplă cu echipa. Adu și 2-3 mercenari, ca așa se face în lumea actuală. Adu și... Da, știți cu câți jucători jucam eu în 2000? Cu câți brașoveni? Mulți. 7 jucători, mulți, titulari. Mulți. 7 titulari. Plus și mai am plombat. Plus pe bancă. Nu vorbesc de lot. Vorbesc de primul 11. Da. Și mai plombam 4. Din afară, care ulterior unii au devenit brașoveni. Au rămas aici. Da. Aia, au rămas aici. După care, văzând ce se întâmplă la echipă, personajul negativ, comportamentul dumnealui, în alte medii, lasă de dorit oamenii care probabil au vrut să ajute echipa, văzând că n-are cu cine discuta, corect, au intrat în conflict, după care oamenii cu care potent financiar s-au dat deoparte, au zis, bă, noi nu vrem să ajutăm sau să ajutăm echipa cu acest individ în conducere. Și deci de când au apărut datoriile, atunci au avut și motiv clar să nu mai investească, să nu mai ajute. Corect. Și motivul acela de insolvență
o sumă de 6.000 sau 7.000 de euro la firma de pază Silnet, după care s-a declarat falimentul. Ei au lipsit din preajmă o perioadă și pe aia au apărut din nou. Deci acolo a fost... Deci ce să mai... Lucrurile sunt clare pentru toată lumea. Mai puțin pentru unii care spun că vai ce bine, că datorită lui și datorită lui... Nu e adevărat. Datorită lui steagul s-a decedat. Știți că eu cum s-a purtat cu mine în ultimul timp, ce să... A fost așa, la limita... A făcut și lucruri bune, că a băgat mulți bani, să știți, până la un moment dat. De ce n-a continuat? Ca să fim corect. Deci, da, domnul Gabriel, n-a mai putut singur. N-a mai putut singur, pentru că n-a vrut. A fost învățat greșit. A fost fătuit greșit. N-a vrut, domnul Gabi, pentru că a fost fătuit greșit. Normal. Normal, pentru că a fost fătuit să nu mai bage bani. Nu a mai vrut. Da, deci la un moment dat... Știți când s-au întâmplat lucrurile? Deci au venit atunci aia cu salariile enorme și a să ia locul nou. Și vânzările corect. Și cineva l-a sfătuit și a stat așa. Cum să plătești taxe la stat? Că în România nu plătește nicio echipă taxe la stat. Da, normal. Și el, normal că nu vrea să plătească, că dăduse niște sume enorme, nu vrea să mai dea încă pe atâta și n-a mai plătit. Și toate echipele cu... M-ați înțeles? N-a mai plătit? Domnul Gabi. Și atunci s-au acumulat... Dar toate echipele de tradiție au pățit același lucru. Același lucru. U Cluj. Așa. Da. Cu, da, cu personajul Walter, acela, ați văzut. Cu Walter. Politehnica Timișoara cu Timișoara Iancu. Cu Iancu. Da. Gloria ăsta, Farul Constanța. Farul cu Bosunceanu. Oțelul Galați. Oțelul Galați să fii tu, să iei un campionat. Da, ok, l-a luat. Să te desfințezi. Și la un moment dat, următorul, Unirea Urziceni. La fel. Deci o echipă care ne-a reprezentat în cupele europene. Rămâne în istorie. Domnul a jucat acolo. Și culmea, Urziceni au făcut și 10 puncte în grupă. Exact. Și se trezesc. Deci toate FC Argeșul, echipă cu mare tradiție, da, nu? Da. Alături de Steagul, erau meciuri tradiționale între FC Argeș și FC Brașov. Să trecem, ne prezintă timpul, să trecem în zilele noastre. Da. Că, și asta, dacă spuneai acum vreo 3-4 ani, că în anul 2017, în luna iulie, se vor forma două echipe aproape cu același nume. Vor, nu vor, nu știu, că nu mi-aș dori niciodată să fie un război de ăsta fraticid, aș vrea să se înțeleagă cele două echipe. Credeați așa ceva? Niciodată. Niciodată. Da. Deci dacă s-a ajuns aici, cauzele le-am spus puțin mai devreme. Da. Acum, dacă, deci noi trebuia, deci vorbesc în numele meu personal, deci eu ca suporter al FC Brașov de o viață, pot să zic așa, am salutat foarte mult atitudinea și inițiativa suporterilor de a înființa Liga. Bine, Liga era înființată, de a face acest proiect, de a continua ce a murit. Da? Da. Bun. Eu am o foarte mare încredere în acest proiect, foarte mare, și sunt convins că voi trăi niște vremuri în care le voi lăsa uitate pe cele enumerate mai târziu. Este foarte bine că vor veni oameni. Până la urmă vor veni, când vor vedea că nu este glumă acest proiect, vor veni oameni. Da. Lângă echipă, este bine că ne-am înființat, suntem o mână de oameni, trup și suflet. Și copiii aceia, și toate vârstele care sunt în acest proiect, suntem trup și suflet pentru acest proiect. Da. Și îl vom susține, domnul Gabi, și vom lupta pentru acest proiect până la ultima picătură. Altceva vreau să reliefez. Absolut, orice greutăți vom întâmpina. Credeți vreodată că, hai să spunem în ghilime, că veți fi adversari? Noi le respectăm. Domnul Brândușel, sau Nea Mircea, cum îmi place mie să-i spun, așa, dumnealui are tot dreptul să aleagă ce dorește dumnealui. Este un om în vârstă, deci dumnealui poate să aleagă ce dorește. Asta e decizia dumnealui. Eu acum, cealaltă echipă, îi dură succes în activitate. Nu-l cunosc personal pe domnul Edi Gherghe, nu l-am văzut niciodată. Pe tatăl dumnealui îl cunosc. Mm-hmm. Am fost la meciuri când l-am văzut jucând. Stegar. Da. Noi ne-am făcut proiect separat, că am înțeles. Nu știu din ce cauze nu s-au înțeles. Nu știu, nu cunosc cauzele. Nici nu vreau să vorbesc în numele colegilor mei. Dar sunt niște oameni de calitate în Liga Suporterilor, în rândul nostru, toți, chiar toți, pot să-i denumesc pe toți, toți copiii aceia, toți oamenii care sunt implicați, avem încredere și vom lupta până la ultima picătură să ducem proiectul
pe roți bune și da. timpul este cel mai bun, acest că timpul va decide. Corect. Exact. Domnul Brândușel, viziunea dumneavoastră? Eu m-am alăturat glorii ale... Dar cum naiba că la început gloriile au fost la dânsi și acum au trecut aici, nu? Au stat, s-au gândit? O parte dintre glorii, cam înțeles. Cine mai aveți? Eu astăzi am fost... Deci președintele nostru de onoare este domnul Gheorfi, domnul Bine, Buții... Ținând cont de vârsta dumneavoastră, așa? Deci este un simbol al, da? Al echipei, da? Și domnul Nicolae Pescaru, marți a trecut, dați un pic, vin cu completarea. Da. Între timp am înțeles că dumnealui, nicio problemă, are dumnealui, are tot respectul meu, da? Indiferent ce noi l-am invitat în, lângă noi atunci când a fost și domnul Gheorfi, dânsul fiind, știind că este bolnav, să nu-i... Nu, n-a putut să onoreze prezența, am și noi, nici noi n-am insistat, știind starea dumneavoastră. Mai scurt, că ne prezentați. Da, deci a devenit președintele de onoare deocamdată, denumirea ACS Stea Guruș. Nicolae Pescaru și Gheorfi e la... La noi. Asociația Sportivă Stea Guroșu. Asociația Sportivă Stea Guroșu. Asociația Sportivă Stea Guroșu. Nu ACS. Nu, ASSR. Cu literele astea nu moare. Pe cuvântul meu. Asociația Stea Guroșu. Bine, noi am vrut clubul sportiv. Eu sunt sincer să fiu. Sunt foarte încântat și sunt mândru. Da. Că sunt lângă acești oameni. Astăzi... Să spunem că astăzi a fost o conferință de presă. O conferință de presă. Stea Guroșu, am fost și eu. Și dumneavoastră. Da, nu știam din ce parte. Din partea presei sau din partea echipei. Da. Și când am văzut acolo... Deci, acum am fost din partea echipei. Da, când am văzut acolo... Da. Naia Pescaru. Petrică Cadar a fost... Da, Adi Hârlav. Adi Hârlav. Nelu Țunoghi. Nelu Mandacoa. Plus de asta... Vasile Gherghe. Vasile Gherghe. Care că mai am fost... Ne-am ieșit, sunt de acord cu dumneavoastră. Și numai un pic... Vă rog. Și termin. Se mai alătură nouă... Leo Boriceanu. Leo Boriceanu, care e membru fondator al Steagul Roșu Brașov. Exact. Și ce e mai frumos să zici decât Steagul Roșu Brașov? Da, deci ori să nască ideea clar de adversitate sportivă. Noi îi respectăm. Deci are clar. Ați văzut și asta. Că vrei, nu vrei să naște, nu ai ce să faci. Vin cu o completare. Da. Fel, da. Are toată stima și respectul persoanele care le-ați enumerat acum. Foști fotboliști unde nu poți să nu-i respecti, că înseamnă că dacă ai ținut cu Steagul și... Da. Dar, în primul și în primul rând, Liga Suporterilor, adică Asociația Sportivă Steagul Roșu, din care eu fac parte și Mișa Panachea. Și sunt foarte mândru că fac parte din acest. Și noi avem o conducere, domnul Vasile Dochița, așa. Domnul Horațiu Culcear, care este un copil foarte bun, și domnul Nicu Badea, după care, încet, încet, avem stafful tehnic deja, domnul Petre Lucian, cu domnul Adi Sabo, cu domnul Andrei Șantan, cer scuze, și mâine, cred că ați auzit, mâine va fi primul antrenament al Asociației Sportive Stea Guroșu. Și în același timp și o selecție, am auzit. Exact. Și vom aștepta să vedem în ce ligă ne vor înscrie. Da, da. Noi sperăm în Liga 4, dacă nu, mergem de la 0 în Liga 5, avem un an la dispoziție în care să putem să punem lucruri. Și echipa domnilor, să le spun așa, suporterii nu-i aveți de partea dumneavoastră. Nu, suporterii nu mai suporterii. Și o echipă fără suporteri, identitatea neamicea... Deci asta este punctul meu de vedere. Eu n-am nimic cu echipa, adică cu echipa domnului Gherghe. Nu-l cunosc personal, nu l-am văzut în viața mea. Succes în activitatea dumnealui. A avut un an în care trebuia să demonstreze ceva. N-a demonstrat. Ba din contră. Am înțeles că la un moment dat ajunsese de lua bătaie de la... Au plecat jucători, lua bătaie de la echipe cu scoruri din alea. Deci,
Atunci? Nu spuneți, domnule, cel că puteți ajunge și dumneavoastră în situația. Nu! Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Ei totuși au o experiență de un an. Exact. Încă o dată, domnul Gani, vreau să vă repet, timpul va... Da, va decide. Exact. Noi și apropo de... Aveți o replică la problema cu suporterii? N-am nicio problemă. Noi, sincer, cinstit, cu mâna pe inimă, le dorim succes. Așa și noi același succes. Și nu am zis o luptă între noi. Da. O competiție. Dar nu este asta luptă, va fi. Da? O competiție între noi. Cel mai bun. Luăm exemplu de la Rapid, care au avut trei echipe aici, măcar sunt două. Da. Deci au avut trei echipe și conflicte n-au fost. N-au fost conflicte, una s-a dus, deci a participat, nu știu, să intre în Liga 4, că ei erau... Asta se poate întâmpla și la noi. S-a dus una și continuă. Și la Brașov se poate întâmpla același lucru. Da. Corect. Deci ați văzut și astăzi când a zis, așa, ce funcție, ideea este ce funcție veți avea? Tundiarba. Tundiarba. Da. Da, da, e bine. Deci, ce să vă spun, să dea Dumnezeu să țină entuziasmul ăsta. Peste tot, deci la toate echipele, că de cealaltă nu prea avem informații de Colțea, care la rândul lor vor să scrie Liga 4, Colțea 1920. Da. Am auzit că fac o fuziune cu Forexul, cu domnul Țocunel, așa, și deci, vor să joace probabil, Liga 4. Probabil, domnul Gabi, nu prea sunt e tot echipa brașoveană, deci trebuie să o asimilăm și pe aceea. Și când va veni timpul vreodată, eu știu dacă va veni, să facem din trei echipe una, să poată să, exact. să fie la nivelul care și-l dorește toată lumea. Eu îmi doresc acest lucru. Da. În primul rând noi ne vedem de treaba noastră, de proiectul nostru, noi vom fi transparenți, toată lumea, cine dorește să se... Unde o să joace echipa? Nu vă pot spune, încă nu știu, sigur. Înțeles. Mâine am înțeles că primul antrenament va avea loc pe Stadionul Tineretului. Pe Tineret. Da, da. Încă nu pot să vă spun lucrul ăsta, nu știu nici eu și nu vreau să nu vorbesc. Am înțeles. Deci... Orice brașovean care îi place fotbalul și care iubește steagul, poate să vină oricând alături de noi, alături de dumnealor. Da, toate echipele să vină. Deci nimeni aceeași treabă deci, să discutat astăzi de... Au existat ani în care au fost 5 echipe, 4-5 echipe de Liga 2. Și erau meciuri, două jucau acasă, trei afară, nu. La alea care jucau acasă, deci veneau spectatorii de la ICIM, veneau la Metrom, că Metromul juca acasă și vedea meciul și nu erau împotriva Metromului. Când juca tractorul acasă, mergeau metromiștii și cei de la ICIM mergeau la tractorul, la săcele. Și, deci, gândiți-vă, exact, domnul Gabi. Și era Liga a doua. Și la noi, deci în proiectul nostru, noi vrem transparență, vrem persoane la conducere curate, noi nu mai vrem lângă noi personaje negative care au trecut dubios. Eu zic să aveți grijă mare. Că vor fi obstacole, drumul este foarte greu. Da. Și dacă vom evolua și sper să, eu doresc să jucăm în Liga 4, acolo iară vor fi probleme. Bine, dumneavoastră vă doriți că ați câștiga un an. Da. Ați câștigat un an. Dacă și s-ar putea să joace Liga 4. Dacă nu depinde de un vot. Exact. Da, corect. Depinde de s-ar un vot. S-ar putea. 50 plus 1, să zic. Da, așa. Deci dacă nu, vom începe de la Liga 5 și vom susține echipa și vom face sacrificii și vor încet, încet se vor alătura și oameni cu bani să ne ajute, adică să ajute echipa. Da. Deci vor veni și oameni. Sunt convins de asta. Chiar se punea problema. Credeți-mă că sunt foarte optimist. Ajungeți la Liga 3, Dumnezeu mai în sus și după aia încep și vin aia. Nu, voi ați făcut până acum, dați-vă la o parte că venim noi cu bani. Și știți de ce? Că nu să aveți posibilități. Deci vă spun eu. Drumul este greu. Eu am trăit în fotbal de la 8-7 ani. Contează. Și știu ce înseamnă. Și apropo, acum în direct pot să spun următorul lucru. Vă așteptăm și pe dumneavoastră lângă noi. De ce nu? Păi nu mai cu un sfat tehnic. De ce nu? Nu, dar de ce nu? Pentru că ați avut oameni acolo care au spus că ce am făcut eu pentru Steaua. Deci, și atunci eu ce să caut? Și aveți oameni acolo care m-au lăsat să-l încezesc ani de zile de când sunt acasă. N-au zis un cuvânt odată. Nu mi-au dat un abonament la meciuri. Cum să lucrez eu cu oamenii? Vă gândiți puțin? Puneți-vă în locul meu. Eu apreciez
gestul oamenilor corecți, cinstit, care au văzut totdeauna lucrurile, hai să spun puțin din afară, dar le-au văzut corect, vis-a-vis de cei care au fost implicați direct și nu numai pe mine, dar eu vă spun, întregi generații au persiflat la rândul lor fiecare și și-au bătut joc de cei care și-au pus în joc sănătatea. Eu în momentul de față pot să vă spun că deci avem în conducerea noastră oameni competenți și oameni adevărați, oameni cum să... Deci, eu nu pun corect. Da, corect. Tu știți foarte bine pe domnul Petre Lucian, știți foarte bine pe domnul Andrei Șanta. Am spus puțin mai devreme, nu mai acceptăm lângă noi persoane care nu au vrut. Nu, dar eu zic că ați făcut chiar o alegere bună, deci în privința lor. Eu n-am nicio treabă cu ei. Știu. Eu am cu alții care au condus și nu... Noi n-avem nicio treabă. Nu mi-au răspuns nici la bună ziua. Ce să mai vorbim? Și așa că... Deci proiectul nostru... Deocamdată m-am... Am înțeles, stați în banca dumneavoastră. Da, și încă o dată mă repet, vom reuși. Sunt convins că vom reuși. Sunt extraordinar de optimist. E foarte bine. Și am să țin minte ziua de astăzi. Păi nu, că rămâne registrat. Deci nu trebuie să țineți minte. Da, chiar. Am să țin foarte bine minte ziua de astăzi. Deci această echipă va reuși. Să dea Dumnezeu. Că trebuie să aducem fotbalul brașovean acolo unde este locul lui. Exact. Să nu mai râdă. Eu plec în țară, natura serviciului, merg în toată România. Sunt oameni care mă întreabă, băi, ce faceți, băi, cu steagul, băi, oameni buni, muriți voi, și voi ați trecut. Ați văzut la Galați ce se întâmplă acum? Nu. Da, e un conflict mare. Posibil. Între susținătorii, cei care au susținut proiectul de înființare a noii echipe și aia din conducere. Am vecini care mă văd că plec, vin, îmbrăcat. Da. De asta. Ce zic, bă, săracul ăsta lua sorazna. Da. După care, ce să vă spun, eu am încă o dată mare încredere. Ce părere aveți cu faptul că Sepsi joacă la Brașov? Deci pot eu să vă răspund primul. Da. Deci, din punctul meu de vedere, eu zic că e un lucru benefic. Asta că mai vede în fotbal. La nivelul ăla. Oricum, pe mine personal, Liga 1 mai puțin mă interesează. Da. Dacă nu e steagul, nimic nu e vorba unui. Da. Așa. Dar dacă vom reuși în timp să ne întoarcem, că până la urmă noi vrem să ajungem să jucăm. Da. Să ne întoarcem la noi. Unde a fost locul? La noi acasă. Așa. În momentul de față, vă spuneam mai devreme, poate încă întreține stadionul într-un stadiu cât de cât bun. Da. Că a fost într-o stare deplorabilă la un moment dat. Așa. Și după care, până la urmă, Sepsi va pleca de la noi. Păi nu, că ăștia își fac stadionul, ăștia 6 luni joacă la ei. Este un lucru benefic pentru stadion. Eu să ajuns pălăria în fața lor, ce au putut să facă. După ultimul meci de acasă, am intrat și eu, am îndrăznit și eu prima oară în viața mea să intru în vestiară. Da. Și să știți că arată urât. Vestiarele. Eu n-am mai intrat acolo. Oamenii ăștia au făcut niște investiții și e foarte benefic pentru Brașov și pentru noi. Plătesc utilitățile acolo, că altfel se dărâma. Tot se dărâma. Că de natură sportivă, ei, treaba lor, au promovat, felicitări, e problema lor. Costă mult, să știți, dar alea te-a gazul curentul și toate alea, pentru că sunt niște sume enorme acolo. Sunt costuri mari. E suprafață mare, consumul enorm și așa mai departe. Amândoi am scris atunci pe Facebook că suntem de acord. Eu chiar m-am bucurat, dar n-am nimic cu... Domnule, întrețin stadionul. Da. A doua mai vezi o echipă. Mai te duci să mai vezi o echipă. Și să nu uităm că o mare parte dintre suporterii de la Sfântul Gheorghe veneau la Brașov cu tremurile încălcate. Veneau la Brașov să susțină FCU. Păi și acum a venit 2000 după ei. Deci... Da. Nu, dar ținea cu Brașovul. A, bine, eu știu că ținea cu Brașovul. De ce să nu ne bucurăm pentru asta? Și le urăm și succes. Dacă poate să rămână în Liga 1 și sezonul următor să nu retrogradeze, felicitări! Îmi dați voie să anunț puțin? Vă rog frumos. Mi-am adus aminte, pentru că am început cu filmulețul ăla și ce oameni mi-am adus aminte și încerc mii de scuze pentru unii dacă o să-i uit. Deci un mare rol când s-a început să facă nouă galerie în 2000, a avut Bebe Bara, Dumnezeu să-l ierte. Da, l-am cunoscut. El a înființat Forța Carpatica, a avut lângă el pe Sorin Marinoaică,
care și acum are actele Forței Carpatice la el, Badea, Nicu Badea. Da, da, Nicu Badea. A fost acolo. Da, Mircea Manciuc, Silviu Morariu, care apare și transmite, a transmis, că a avut cui până acum. Constantin Andrei. Da, Constantin Andrei, Petre Candidatu. Petre Candidatu, da. Dan Bucătaru, care s-a ocupat de sonorizat. Dan Chicorski. Așa. Orațiu Popa Floc, Nicolae. Nu mai știu nimic. Păi Calu a murit. Calu. A, da, 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 nu uitați că... Da, Calu, Dumnezeu să-l odihnească. Da. Sorin Teodorescu, Dan Bibacu, care poseda cel mai mare steag din România. Ce a luat și premiul de la galerii, că avea cel mai mare steag de lemn, care îl flutura la meciuri. Și da? Vreau... Da, vă rog, domnule. Viorel Murari. Avem aici pe Povărnaru Marian și Prejmereanu Marian, Popovici Octavian și frații Paraschiv, da, cu găleat. Da. Că ei erau nelipsiți acolo între aproape 3.000 de susținători. Și eu am ce să-i povestesc mereu nepotului meu, dar da, dacă când o fi să-i mă întrebe mai încolo ce mă echipe ai antrenat tu, păi nu mai am ce să-i spun, că s-au desfințat toate. Ce să-i spun? Păi nu mai am. Eu am tratat și aia. Cine sale? Și... Vorba unui prieten de-a meu, FC Argeș Brașov. La ce spuneați dumneavoastră la public și la 3.000 de oameni, speranța noastră este foarte... Vor veni oamenii din nou la stadion și vor fi tribunele la fel de pline. Cred că i-a mișcat și pe ei. La fel de pline. Care circulă pe Facebook. O să terminăm, că am intrat puțin în criză de timp și dăm cu ele sus la bătaie, că n-avem ce face. Și trebuie să amintesc că a avut loc un neapărat... A avut loc un eveniment la sfârșitul săptămânii în care s-a participat la un cross sâmbătă 22 iulie împreună pentru 2030. Deci aia a fost la Brașov, la București și la Ploiești. A fost ziua mondială de luptă împotriva hepatitei. Hepatitelor, de fapt, câte sunt. Și a fost organizat de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, de Asociația Județeană de Atletism Brașov, Primăria Brașov și Asociația Transilvania. Ne bucură evenimentele astea și din alte sporturi, pentru că lumea are nevoie de așa ceva. Așteptăm cu nerăbdare. Da, eu vă mulțumesc. Să-mi permiteți înainte, încă o dată, să-i transmit prietenul meu, Pino, succes, da, succes și să Dumnezeu să fie bine. Să ne respectăm. Da, bineînțeles. Da, vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Sper că lumea ne-a urmărit cu interes și noi ne vom întâlni lunea viitoare de la ora 17. La revedere! La revedere! O zi bună, toate cele bune!